mișcarea, care este viață, este absolut necesară pentru un organism sănătos. Ar să mă întorc un pic la fetele care abia au început să facă sport sau n-au făcut niciodată sport și au temeri că nu pot. Este foarte important să începeți în cazurile date, să începeți cu 5, cu 10 minute. Primul sfat este să vă analizați foarte clar care este situația organismului vostru și pregătirea lui atunci când începeți calea spre sport. Brânză prea multă este, haideți să o punem, hop, și am aranjat-o. Primăvară, primăvară, mi-amintește-a câta oară de lumina dragostei din tâi. Bravo! Galea, ai văzut? Bună dimineața, bună ziua sau bună seara! Vă salut pe toți de oriunde și la oricare oră, acum în live sau apoi în reluare. Importantă este dorința de a învăța lucruri noi, de a cunoaște un plus de informație pentru sănătatea noastră. Astăzi în emisiune vom fi activi, deoarece vom găti, vedeți ingredientele, da? Deci vom cânta, o așteptăm pe Aura să vină și vom învăța despre mișcare împreună cu fitness directorul Centrului Online de Nutriție și Sport, Alena Trifan. Dar până atunci scrieți, vă rog, în comentarii dacă mă auziți, mă vedeți, există conexiunea tehnică, deci există imaginea clară, există sunet, scrieți în comentarii. Și cel mai important, din ce țară sunteți, din ce oraș sunteți, deoarece comunitatea noastră este internațională, fiecare dată. Deci când facem conexiune, să știți că există un câmp energetic care îl simțiți la sigur. Oriunde vă aflați în această clipă, scrieți în comentarii. Așa, dragii noștri, deci vă dau un indiciu și o motivație ca să fiți prezenți și la următorul seminar, deoarece vom discuta despre apă în următorul episod al emisiunii. La fel, un component important pentru stilul sănătos de viață este alimentația rațională. Deja am învățat regulile de bază, învățăm rețete sănătoase, ale gătit zilnic din cabinetele personale. Dar un component, deci vital pentru longevitatea noastră, desigur, este sportul. Mișcarea, care este viață, este absolut necesară pentru un organism sănătos, deci un corp tonifiat și o minte conștientă, deoarece anume mișcarea pune în funcțiune sistemul limfatic, sistemul sanguin și dacă bem apă de calitate, atunci cu siguranță devenim mai luminoși. Deci, dragii mei, sunteți gata? Haideți împreună să dăm startul episodului, atenție, al 15-lea episod a emisiunii Melodia Sănătății. Îmi va fi foarte și foarte plăcut ca să scrieți în comentarii dacă ați privit toate 15 emisiuni. Și care v-a plăcut cel mai mult? Deci noi cu echipa suntem mirați cât de repede a trecut timpul și ne-a reușit să filmăm 15 episoade. Așa deci, orice activitate începe de la linia de start, corect? Așa a început și maratonul nostru. Cu siguranță mulți dintre voi deci sunt și în maraton, deci paralel în două proiecte. Maratonul gratuit Eu sunt o femeie sănătoasă și ediția a 18-a. Felicitări pentru intenție, felicitări pentru atitudine și gradul de responsabilitate care îl aveți pentru dumneavoastră și familie. Deci, dacă revenim la sport, fie că ai luat o pauză din diverse
motive mai îndelungată, deci din rutina exercițiilor fizice sistematizate zilnic. Fie că abia înveți să adopți deprinderi de a face sport cu regularitate. Ziceam despre maratonul nostru, cu siguranță sunteți mulți care ați început de-abia să deprindeți cum este să faci sport a câte 30-40 de minute în fiecare zi. Deci e foarte important să știi cum să începi activitatea fizică fără urmări neplăcute pentru sănătatea ta. Din considerentul că organismul, deci corpul nostru, mai mult sau mai puțin timp, dacă a avut un repaus, deci el deja este nepregătit, deci pentru a reveni la un efort care deocamdată este peste măsură. Haideți împreună să vedem în materialul care urmează cum te reîntorci la activitatea fizică sau cum începi corect și chibzuit mișcarea. Salutare, dragii mei! Sunt Valeria Chetrar, directorul marketing al Centrului Ioan de Nutriție și Sport și, desigur, corespondentul emisiunii Melodia Sănătății. Dacă totuși sunt producătorul acestei emisiuni, atunci când scriam scenariul, am înțeles că, având așa un subiect frumos ca sportul și ca să vă prezint un exemplu concret, care este exemplul meu, cum poți reporni calea către activitatea fizică dozată, am zis că o să înregistrez acest video pentru voi. De 7 luni am devenit mămică și după 3 luni postpartum am înțeles că sunt gata să încep calea spre remodelarea corporală. De atunci am reușit să slăbesc deja 15 kg și 600 de grame. Procesul este un pic mai lent decât cum a fost data trecută, când am reușit să slăbesc 35 de kg, dar sunt ok cu asta pentru că înțeleg că atunci când alăptez nu pot să am un ritm alert de a slăbi. În schimb, ceea ce a fost interesant în această cale este reîntâlnirea mea cu forța și cu energia de a executa antrenamentele din cabinetul personal. Iată de ce am pregătit pentru voi 3 semisfacturi care sunt corelate cumva cu experiența mea, cum m-am reîntors eu către energia și forța de a face exercițiile și, per general, cum am ajuns înapoi să fac antrenamente depline din cabinetul personal. Primul sfat este să vă analizați foarte clar care este situația organismului vostru și pregătirea lui atunci când începeți calea spre sport. Sunt 2 situații în acest moment. Deci, dacă sunteți după o operație sau după o traumă, sfatul meu este totuși să mergeți să vă consultați cu un specialist sau cu medicul care vă duce evidență sau să mergeți la un kinetoterapeut care vă poate aprecia cât de pregătiți sunteți de a începe sportul. În cazul meu, eu eram post-cezariană, iată de ce a fost necesar, cât la recomandarea medicului chirurg, atât și la recomandarea medicului ginecolog, să inițiez câteva luni de exerciții cu un kinetoterapeut, un specialist în această direcție. Și pentru 3 luni, până începe, apropo, remodelarea corporală, exact după ce am născut, după câteva săptămâni, am mers la un specialist care mi-a făcut o cale mai ușoară de a reporni sportul în viața mea. Aici, la capitolul kineto, aș vrea să mai adaug despre o chestie foarte benefică pe care o avem în Centrul Online de Nutriție și Sport. Pentru cei care au dureri de spate și au cumva în trecut un istoric legat de durerile și deranjurile coloanei vertebrale, special pentru voi, alături de Aleona Trifan, directorul fitness a Centrului Online de Nutriție și Sport și doamna Galina Tomaș, am înregistrat proiectul Spate Sănătos, Vindecare prin Mișcare, care îl găsiți, iată, fix aici unde vă arăt eu în cabinetul personal. Dacă totuși sunteți din direcția persoanelor care nu au probleme cu organismul său, dar pur și simplu nu au executat, nu au practicat sportul până acum, recomandarea mea este să începeți câte un pic, câte cel puțin 15-20 de minute din
antrenament de 3 ori pe săptămână, iar în celelalte zile, dacă nu reușiți să faceți un antrenament de plin, cel puțin să faceți stretching-ul și încălzirea organismului, ca până în momentul în care redobândiți energie de care aveți nevoie ca să faceți un antrenament de plin, să fiți capabili să tonusați organismul la necesitatea proprie. Un alt truc care l-am folosit eu atunci când am încercat să reîntorc deprinderea sănătoasă de a executa sport, este să-mi ofer un cadou. Deci nu vorbesc despre cadouri materiale, vorbesc despre cadouri simple, pur necesare, vitale. Eu fiind tânără mămică, rar când aveam timp liber să-mi ofer ceva timp mie. De aceea, atunci când aveam ziua în care practic sportul, găseam pe cineva care poate să stea cu copilul și ori îmi făceam o baie caldă sau îmi luam un ceai și ieșeam singur afară la o plimbare sau îmi luam familia și mergeam în parc drept recompensă pentru faptul că astăzi am avut motivația și m-am ținut de cuvânt și am făcut antrenamentul. Chiar vreau să vă prezint un video care prezintă unul de acele situații, momente în care am făcut sport și am decis să ieșim în parc cu familia. Și din cauza că corpul meu era tunusat, am vrut să continui ceea ce am pornit și am găsit niște aparate mecanice de sport și am decis să continuăm antrenamentele fizice care le-am pornit acasă. Și ultima recomandare pe care vreau să vă dau, mai ales pentru cei care întâlnesc obstacolul de a face antrenamentele din lipsa de timp, eu vă înțeleg perfect ce înseamnă să nu ai ocazia să-ți aloci timp ție personal îndeosebi prin a-ți concentra 40 de minute, 50 de minute asupra unui antrenament. Asta înseamnă libertate totală de la tot. Eu vă înțeleg perfect. Eu nu am libertate totală, practic, niciodată, pentru că în momentul în care copilul este cu tăticul sau cu bunica, eu lucrez. Iar în momentul în care copilul doarme, deja e târziu și eu nu pot să practic sportul. Și sfatul meu în cazul acesta este să le combinați. Dacă realmente nu aveți timp, dacă realmente nu găsiți o fereastră pentru voi, chiar dacă ulterior eu sunt sigur că o veți găsi, cum va fi și în cazul meu și cum este deja în cazul meu, combinațiile. Eu le combin prin am lăsat copilul în fața mea și a mă juca cu el atât de timp cât fac sport. Pentru cei care sunt la oficiu de dimineață până seară, în zilele în care nu ați reușit să faceți sport acasă de dimineață până a pleca la lucru, vreau să vă spun că avem și un antrenament care este dedicat special pentru cei care lucrează într-un mod sedentar și puteți să le executați aceste exerciții chiar de la voi din oficiu. Asta este realizabil în cazul în care aveți dorință și în cazul în care găsiți motivație să o faceți. Sunt Valeria și astăzi m-am împărtășit cu voi cu câteva sfaturi din propria mea experiență. Nu uitați, sportul este viață, mișcare este sănătate. Mulțumim, Valerica! Dragii mei, haideți să trecem la rețeta noastră. Ați pregătit ingredientele? Deci astăzi vom găti vinete. Vinete umplute cu sos de roșii și mozzarella. Sunt foarte ușor de făcut. Vinetele sunt foarte gustoase. Vă plac vinetele? Scrieți în comentarii. Și e momentul să profităm de ele pentru o rețetă gustoasă și, ca de obicei, sănătoasă. Ingredientele sunt simple, le vedeți pe ecran. Deci, această rețetă, cum am spus, este ușor de preparat, iar cel mai frumos moment în această rețetă este gustul deosebit pe care îl vom avea din combinația dintre roșii și mozzarella. Vedem pe final. Deci, tot ce avem nevoie sunt două vinete mici, deci avem deja 4-5 roșii decojite, 100 de grame de mozzarella, câteva măsline, deci 2 căței de usturoi, iată aici frunze de bazilic, deci ulei de măsline, sare, piper, unt de cocos, iată toate ingredientele noastre, vă propun să pornim la treabă. Așa, deci vinetele le feliem. Foarte simplu, în două. Vinetele sunt benefice pentru organismul nostru.
Așa că vă recomand să le introducem în rețetele care le facem. Să știți că în cabinetele personale găsiți rețete cu vinete și sunt și video la mai multe rețete pentru a fi, deci, mai ușor înțelese. După care, iată așa, le feliem în interior ca să coacă mai simplu. Așa. Este. Am ridicat-o așa ca să vedeți. Restul am să le fac mai repijor. Așa, în interior este repede vinetele care au micronutrienții necesari pentru celulele noastre. În combinație cu roșii, în combinație, wow, s-a tăiat un pic vineta, dar este în regulă. Deci fiți atenți că poate să se întâmple și la voi, iată așa, să o fileați mult prea adânc. Așa, dar se va coace și va fi bine. Așa, este. Atent, da, ca să păstrăm bărcuța, deoarece vom pune după roșiile și mozzarella. Așa, este. Vinetele noastre sunt gata. După care filiem roșiile. Mărunt cât vă reușește. Repejor. E nevoie de tigaie. Acuși găsim tigaia noastră. Așa. Și între timp puneți la încins, așa, pentru 10 minute. Da, vinetele sunt pentru 10 minute la 200 de grade, de sus și jos focul este. Da? Am zis că vinetele le punem la copt. Așa. Da, și să nu uităm de sare și piper. Puteți să puneți acum, dar oricum vom pune și după. Și ulei. Iată așa. Un pic de piper. Un pic de ulei. Așa. Este. Și punem la copt. Între timp, până se coace vâneta noastră, așa cum am spus, pregătim roșiile. Le mărunțim. Și după care le vom pune la tigaie. Așa. Scrieți în comentarii ce părere aveți despre această rețetă. Dacă vă plac vinetele și cum le combinați, cum le pregătiți acasă. Ce rețete cunoașteți, așa vă veți împărtăși cu toți cei care privesc în această clipă emisiunea. Și veți motiva ca să gătească sănătos. Deoarece a găti sănătos este destul de simplu, chiar dacă pentru unii pare a fi complicat. Așa, avem destul de multe roșii, vedeți, în dependență de necesitate. Așa. Este. Dragi prieteni, între timp, așa cum v-am promis,
S-a apropiat și aura! Haideți să o întâmpinăm! Ha, salutare! Tu din București ai venit, deodată. Exact. Te-am lăsat aici pe mâini bune, eu cred, da? Da. Ia să văd ce ai învățat fără mine. Datorită ție pot cânta. Deci, absolut... A, datorită mie! Da, datorită ție. Și deja, invitații noștri, deoarece a fost și Nelly Ciobanu, așa, și Mariana Șura, deja știi, și Aluna Triboi. Și nu mai dat de rușini. Nu. Maledeți. Deci, eu la toți am spus că tu m-ai învățat să cânti și eu pot cânta. Și tu... Cum ai? Tu ai spus că tu poți cânta. Tu trebuie să spui eu. Știi că am poveste și ea ne vălșemnică, tolcă uciuși, așa și tu. Eu încă nu sunt vrăjitoare, eu abia învăț, așa, eu încă nu sunt cântăreață, eu abia învăț, tu spui, eu pot cânta. Măcar un pic, măcar 10%. Eu învăț a cânta, dar paralel, iată, învățăm toată lumea nu numai să cânte, dar și să gătească. Asta tu știi, eu știu. Da, da. Astăzi, știi din cauza că te-am câștigat la emisiune la ProTV, da? Da, dar chiar că unde e? Asta e tigaia? Deci asta și încă mai multe. Deci care vrei? Aceeași e mai rotundă, e mai frumoasă. A putea una ne-o dai tot, de gustul cu tigaia. Hai, te rog, eu chiar am nevoie de o tigaia acasă. Deci, uite, astăzi gătim vânătă și eu cred că, uite, ea este aproape gata. Dar tu știi că vânăta eu ador. Eu zic să o stingem așa. Și sunt sigură că iarăși e fără carne, mai ales că suntem în post. Da, așa, am stins. Dar vânăta, uite, eu... Dacă aș fi să înlocuiesc carnea, aș locui eu cu vânătă. Eu cred că leguma mea preferată. Deci, Aurica, hai să punem untul de cocos. Așa. Deci, punem... Dar ce faci tu azi aici? Vânătă umplută. Vânătă umplută. Da, cu ce? Vânătă cu roșii, umplută, da? Cu roșii, cu mozzarella, deci cu bazilic, cu un pic de usturoi. Iată așa. Avem roșiile. Azi e gustoșenie. Da, deci astăzi, iată așa, punem... Ce interesant că în rețetă se pune așa doi căței și atât. Da. Deci și vă două frunze de bazilic. Povestește, ce ai făcut în București? Am văzut stories, am văzut că muncit. Da, eu la București am muncit, exact. Noi am fost plecați cu echipa de la Uși Deschise, da? Da. Am fost plecați să facem niște interviuri. Noi, să filmăm noi ediții pentru misiunea noastră, ne-am propus să facem niște interviuri cu ai noștri de la București, cei care s-au realizat acolo, care de mulți ani stau acolo. Da, am văzut. Evident, da, din artiștii noștri și pot să spun câteva nume, că încă... Dar de fapt nu, deja pe post a fost, deci cu Radu Sârbu din Ozon și cu soția lui, da, Seana. Deci interviul am făcut cu Marcel Pavel, apropo, bine, el nu e de-al nostru, dar eu l-am considerat ca al nostru, tare, tare mult mi-am dorit să fac un interviu cu cineva de peste Prut, dar de-al lor, știi? Și am îndrăznit să fac cu el, parcă mi s-a părut că el așa e mai accesibil și n-am dat greș. Deci el nu m-a refuzat și chiar mi-a acceptat din prima, un interviu foarte interesant. El deja a fost, multă lume l-a văzut, apropo, lumea mi-a scris că s-au văzut emoțiile mele, dar normal că îți dai seama când el habar nu știe cine e Aura. El nu știe nici de Unica, nici de Aura, nici de știi, și adică, dar oricum a fost foarte, foarte interesant, un interviu minunat. Cu cine am mai făcut noi? Urmează să vedeți. Am făcut cu Igor Stribitski de la Acord, Igor Stribitski, da? Cel care a plecat, el acum e acolo. El a plecat înainte de pandemie să-și facă carieră solo și uite că, din păcate, a nemerit chiar în perioada pandemiei. Dar băiatul s-a reprofilat. Știi ce face Igor acum? Așa. E agent imobiliar. E extraordinar! Așa că dacă îți trebuie casă, prin Igor, iată, apropo, faci treabă, dar el nu s-a lăsat de idee. El a spus că numai decât vrea să se lanseze totuși ca proiect solo, așa că în curând vom asculta, vom auzi de el. Cu Nicoleta Nuc, am văzut un interviu foarte, foarte interesant. Eu tot țin minte că Nicoleta a fost tot... Eu găteam într-o emisiune încă de mult. De mult, se minte că a venit și atunci. Da, tot așa, arată bine, face sport, mănâncă. Deci exact ceea ce trebuie și logodin cu ei, la fel umblă amândoi la sală, deci mănâncă corect, arată impecabil, modernă, frumoasă, deci tot ok, interviu foarte bun și cu ea. Cu cine? Cu Sasha Lopez. Deci, da, pe Sasha nu l-am văzut de 1000 de ani. Și în câteva zile e acoperit, practic. Da, da. Și cu Cleopatra Stratan. Da, știi? Am văzut, a venit așa sexy. Cu Cleopatra, tu știi că m-am pierdut, fiindcă nu știam cum să mă comport, știi? Mi-era greu să iau de la ea interviu, dar știi de ce îți spun? Deci nu știam cum să mă poziționez. Într-un fel, colegi de breaslă, dar într-un fel...
eu într-un fel sunt mama ei și da, copilul, că așa. E practic de-o seamă cu fetele mele cu un an, doi mai mari, numai că Edea mai măritată, numai că Edea m-a venit așa ca o domnișoară vamp, așa cu un decolteu și cu o fustă așa și cu un machiaj de ăsta și cu tot. Și măi, și parcă o... Parcă înțeleg că e copiliță, dar de aici o văd matură și nu știu ce întrebări să-i pun. Deci știi că interviul așa a fost, nu știu, o să vedeți și voi cum a fost până la urmă, dar faptul că noi am făcut treabă bună și cu asta siguranță, este cert. Da, cu siguranță vom mai merge, fiindcă mi-am dat seama că mai avem încă multă lume acolo dintre ai noștri care cu siguranță vor fi invitații mei. Aura, ce cântăm astăzi? Da, ce cântăm noi astăzi? Eu mă gândeam, văzând emisiunile precedente, colegii mei, nu știu, ei, eu am impresia că ei și-au bătut joc tine. Măi, voi pentru ce? Eu vreau să întreb, Aliona, Triboi, nu e ca pentru ce trebuie să vii cu așa piesă pentru Galea, măi, nu? Noi ne-am izprăvit! Dar piesa deloc nu e simplu, mamă, și mă gândim, Doamne, sărmana Galea. Fix așa, Mariana, tot nu și acolo a pus o piesă așa mai complicate. Nelly, să nu ai Nelly, o Hora din Moldova trebuia, evident, și trebuia altceva, Hora din Moldova. E tot s-a dat o piesă așa mai complicată și eu am spus... Eu, datorită ție, da. Eu am putut să fac față. Da, așa da, da. Că, da. Deci a fost totul bine. Tu ai văzut că noi cu tine am cântat totuși piese ceva așa mai legere, mai ușurele și astăzi am zis, să te odihnești un pic, să nu fii iarăși stresată, știi? Și o să cântăm azi o piesă, un șlagăr pe care îl cunoaște, cred că toată lumea, fiindcă eu nu știu, Lari, cred că vreo 30-40 de ani asta. Cred că chiar toate 40. Un șlagăr care... Ce să zicem? Hai să-l cântăm, că voi cu siguranță îl cunoaște. Ia hai cu noi, Ion, pune. Pune, dar voi... Oh, cred că ați recunoscut. Da? Uite cuvintele. Șoptește inima, simte că e aproape primăvara. Și nu știe nimenea, gândurile mele unde zboară. Se trezesc câmpiile, câmpe ciocârlie, nu oprește nimeni primăvara. Primăvară, mi-amintește-a câta oară de lumina dragostei din tâi. Primăvară, mi-amintește-a câta oară de lumina dragostei din tâi. Așa? Trec în goană clipele, multe flori de-atunci se scuturare. Așa? Mi-au crescut aripile și ne-am rătăcit în lumea mare. Pam, pam. Înfloreau câmpiile, cântau ciocârlile și era ca astăzi primăvara. Primăvară, mi-amintește-a câta oară de lumina dragostei din tâi. Primăvară, mi-amintește-a câta oară de lumina dragostei din tâi. Bravo! Galea, ai văzut? Deci, să tu ce spui, bagă proste de așa gândit și el care îl cunosc, l-am mai auzit, așa? Eu cred că cei care ne-au privit îl cunoașteți cu toții, așa că la sfârșit de emisiune, cum și obișnuim și să facem, da? Vă dăm textul. Noi am tăiat așa bucățele, da. Și noi putem să cântăm oricând. Oricând putem să cântăm. Așa că eu cred că ne-am descurcat. Da. Vezi, afară e primăvară, cum să nu cântăm această melodie minunată care a fost cântată și reinterpretată. Tu te-ai descurcat bine. Un pic nu ajungeai notele de jos, dar probabil nu ai diapazonul cel. Îți trebuie o tonalitate ceva mai sus. Dar nu e rău, e bine. Deci 15 episoade. Astăzi e al 15-lea episod. Deci noi suntem la 15-lea. Da. Nu vine să cred. Da, iată. Uite cum fuge timpul. Deci, de aceea încet am deprins recunoscătoare ție. Și nu doar, cred că toți cei care vin te învață ceva. Câte puțin. Cei de acasă, cu siguranță.
siguranță sunt mega mulțumiți. Noi vedem comentariile, le citim. De aceea acest concept are un succes formidabil în comunitatea noastră. Și iată, ne-am învățat să gătim și paralel să cântăm, ceea ce ne ridică dispoziția și obținem rezultatul final. Da. Mai mult respirație, mai mult oxigen. Da, o simbioză minunată. Cântând gătim, gătind cântăm. Da, deci, da, da, da. Deci aici este gata. Vânăta e gata. Vânăta, uite că este gata. Așa. Deci ți-ți place vânăta? Foarte mult. Wow! Ei, e în regulă. Înseamnă că eu rămân până la sfârșit, să știi. Ia uite, acum va fi și un seminar. Noi astăzi discutăm despre sport, da, despre mișcare. Deci tu cum acolo cu mișcarea? Totul bine? Yoga, drept că yoga. Uite, da, clar că București un pic mi-a stricat planul, dar eu vreau să zic că noi acolo atâția pași făceam. Foarte mult am umblat, foarte mult am umblat. București e oraș mare. Ia, și uite-te cumva cum se întâmplă lucrurile, da, iată așa, da, se, da. A, deci mărunțește, după care, după care cred că se pune, așa, da, sos. Luăm, deci o lingură, de asta ce ai lăsat? S-a tăiat, deci s-a tăiat, iată așa, atent, să nu fie fierbinte, punem roșiile. După care... Sare e pus acolo. Da, da, am pus sare și la vinete și la deci roșii. Iată așa. Este. Tu vânăta o ții în apă înainte ca să o prepari? Da. Da, foarte neapărat, important. Da. Este. Încă ea este toxică. Și de aceea este nevoie să o punem în apă, iar dacă o coacem, trebuie să o coacem bine, punem măsline, iată așa, măsline și punem mozzarella. Și pui iar la copt? Da, au! Da, 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 va fi foarte și foarte delicios, gustos, iar cel mai important, sănătos, iată așa. Uite, vreau, știi ce vreau? Văd că ai pus și niște... Bazilic. Bazilic, da. Busuioc. Da. Busuioc, ca să fie clar. Da, busuioc. Iată așa, punem. Știi cum lumea... Nu toată știe că bazilicul e busuioc. Da. Și iată aici... Și busuiocul mai, e bazilic. Dacă... Da, dar ăsta e copt. Iată așa. Fix în fix. Da. Este? Este. Hai să punem la și pentru copt. Pentru câteva minute. Da. Până se topește brânza. Arată facem... minunat. Arată foarte frumos, arată bine. Este. Punem câteva minute. Deci la fel lăsăm așa. Dragii noștri, Aura, tu dacă vrei poți să rămâi și am să te servesc cu... Eu mă mai gândesc, fiindcă dacă mai ai seminar, probabil o să plec. Dar eu am învățat rețeta, e foarte simplă și eu am să o fac. Deci o faci la ziua de naștere a fetelor? Nu, gata, ziua lor a fost. Deja 18 da. Ani. Când exact. Vorbeam cu tine exact. La telefon și ziceam, Doamne, când au trecut acești 18 ani? Felicitări pentru fetele tale. Da. Gata, eu sunt întreaga... mare. Eu sunt mare. Pentru întreaga familie. Exact, de fapt eu am înțeles un lucru. Grijile abia încep. Doamne, Doamne, ce mă așteaptă? Dar ce să-i fac? La fiecare etapă, deci părinții noștri cu noi, noi cu copiii noștri. Da. Aura recunoscătoare, da. Mulțumesc. Și eu îți mulțumesc încă o dată pentru faptul că n-ai uitat de mine și m-ai invitat. Deci eu sunt, știi că eu sunt prima ta profesoară. Știam că ca copilul, profesor o să fii mult, dar prima e unică. Corect. Apoi eu sunt prima ta profesoară de când. Așa că n-ai încotro, să mă pomenești toată viața. Da, gata. Da, eu m-am dus, vă las pe toți și o primăvară frumoasă. Ne vedem data viitoare sau vedem când. Da, ne vedem, da. Ne vedem. Pa, pa. Dragii mei, între timp vânăta se coace, mozzarella văd că se topește, atenție mare la temperatură. 170 de grade, maxim 180 de grade. Între timp, haideți să privim împreună seminarul Importanța mișcării împreună cu Alena Trifan, fitness directorul centrului online. Mișcare, mișcare și încă o dată mișcare, pentru ca să fim sănătoase, sănătoși.
Desigur, despre mișcare discutăm cu fitness directorul Centrului Online de Nutriție și Sport, Aliona Trifan. Salutare, Aliona! Salutare, Galina! Mulțumesc de așa prezentare! Salutare, dragilor! Salutare tuturor! Uite ce de repede trece timpul în cadrul ediției a 18-a proiectului Galina Toma și îți cumpără kilogramele. Deja cu siguranță toată lumea s-a adaptat, deci la cea de-a 5-a săptămână, să facă mișcare minim, cred, sper, de 3 ori pe săptămână. De câte ori este nevoie, ne va povesti Aliona, dar de fapt vreau să discutăm nu de câte ori, dar să mergem în profunzime și să vedem, dar de fapt, de care antrenament ar fi necesar. Poate este suficient doar să ne plimbăm, poate este suficient doar să facem careva exerciții care le găsim oricare pe YouTube, sunt atâtea. Deci, deoarece este extrem de important să știm ce tipuri de exerciții să facem în dependență de tipul de siluetă. Cei de acasă, dacă ați făcut testarea nutrițională și fiziologică, cei care ne priviți în această clipă, cu siguranță știți, sunteți clepsidră sau sunteți pară sau sunteți măr, deci, dar cu siguranță oricare ar fi silueta, este nevoie să o primim așa cum este ea, deoarece este de la bunul Dumnezeu dată și sub nicio formă n-ar trebui să alegem, deci, că vreau să am silueta ca la nașa mea sau vreau să am silueta ca la fina mea sau vreau ca la sora sau vreau. Deci acea siluetă care o avem, aceea este cea mai perfectă și este a noastră și e de datoria noastră să o iubim. Aliona, calea lungă a fost până ne-am hotărât să facem mișcare, deoarece nu la toată lumea le place, da? Dar totuși, iată, ne-am hotărât, am accesat, avem cabinet personal și începem a face. Deci, în dependență de rezistență, în dependență de tipul constituțional, care ar trebui să fie atitudinea noastră vis-a-vis de acele antrenamente care se propun în cabinetul personal? În primul rând, eu vreau să felicit astfel de doamne sau de persoane care se decid, de fapt, să-și schimbe silueta, de ce nu? Pentru că atunci când slăbim și parametrii corpului, la fel putem să-i schimbăm. Dar, în primul rând, da, este foarte important atunci când activăm un abonament, când activăm cabinetul, să completăm testarea nutrițională, unde introducem parametrii corpului, antropometria, vârsta, kilograme. Este foarte important să măsurați toți parametrii corpului așa cum este arătat în cabinet, chiar este suport pe poze, ca să depistăm constituția corporală. De ce? Pentru că, conform Constituției Corporale, sunt generate antrenamentele în cabinet. Asta ce ar însemna? Că atunci când, după parametrii corpului, cu toate știți că ați auzit cu siguranță că e constituția pară, e constituția clepsidră, măr, ovală, nu contează, toate vrem să fim clepsidre și cu siguranță toate ne dorim clepsidre, dar fiecare corp, fiecare în felul său este frumoasă. De aceea, după ce completați parametrii corpului, observați că în cabinetele personale sunt generate antrenamente zilnice pe care puteți să le setați în dependență de ora pe care o alegeți, dar să știți că nu sunt în zadar antrenamentele așa cum vin săptămânal, dar sunt generate conform Constituției Corporale. Dar să mă întorc un pic la fetele care abia au început să facă sport sau n-au făcut niciodată sport și au temeri că nu pot, că nu am timp, că găsim de fiecare dată scuze, că nu-mi reușește, că obosesc, că nu știu ce. Este foarte important să începeți, în cazurile date, să începeți cu 5, cu 10 minute, atunci când aveți o dispoziție bună, atunci când sunteți singură cu voi, atunci chiar nu doriți să faceți antrenament și vă pare greu, mergeți la o plimbare în aer liber, începeți cu plimbări în aer liber, după care încet, încet, oricum este nevoie de a stimula circuitul sanguin, limfatic, de a tonifia mușchii pe tot corpul. De aceea chiar vă sugerez să începeți să faceți antrenamentele.
Nu vorbesc de doamnele care au diferite afecțiuni, aici în cazul diferitor afecțiuni ale sistemului articular sau sistemul cardiovascular, adresați-vă la ambasadori. Vă vor ghida cum și când și ce este nevoie de făcut, pentru că în cabinetele personale, împreună cu Galina și diferiți medici invitați, am elaborat și program pentru spate sănătos, pentru articulații, exerciții speciale pe care le puteți găsi în cabinetul personal și le efectua măcar 5-10 minute pe zi. Dar aș vrea acum chiar să dau niște exemple cum sunt generate antrenamentele în cabinetele personale. După ce ați făcut testarea nutrițională, ați completat parametrii corpului. În rezultatul testării nutriționale, și sunt sigură că analizați toate rezultatele testării nutriționale, ce tip constituțional sunteți și care vă este metabolismul, da? Tipul metabolismului. Iată, rugăm echipa tehnică. Da, rugăm echipa tehnică să ne dea un exemplu. Eu am luat chiar din cabinetele fetelor, da? Chiar exemplu viu. Iată aici, dacă vedeți, este tipul triunghi. Iată, vedeți că este hașurat mai mult triunghiul, celelalte sunt blurate un pic. Deci, doamna este, după constituția corporală, triunghi. Dacă ne uităm la centimetri, cum noi depistăm că este triunghi? Puteți și singuri acasă să încercați, să măsurați și să vă dați seama dacă sunteți triunghi sau nu. Ne uităm, iată, în partea de sus. Pe bara de sus avem centimetri, talia, care la noi este 100, mijlocul la nivel ombilical, foarte multe mă întrebați, dar unde se măsoară mijlocul? Practic nu găsiți care e talia, că aici avem și talia 1 și talia 2. În cabinet, dacă accesați acolo foarte atent, vă apar poze, chiar exact. Ți indică, deci unde este talia 1, T2, T3, deci T3, doar da. Să fiți atente. Și este foarte important să măsurați corect parametrii corpului. Și vedeți aici că avem talia 100, mijlocul 106, burtica 122 și fesele 121. Observați, da, că partea de jos este, și merge mai departe, ne uităm la umeri, circumferența umerilor este 100, dar fesele 121. Vizual, luați corpul și vedeți că fesele sunt 120 ceva, sunt mari, umerii se duc în sus, 100 sunt mici. Evident că vizual puteți să vă dați seama că deja sunteți pară. Aici, recomandarea noastră și antrenamentele din cabinetul personal vă generează antrenamente și vă zic sub ce formulă. Dacă, iată, în cazul dat, sunteți pară, atunci, pe parcursul unei săptămâni, știți că aveți 6 din 7 antrenamente în timp de o săptămână. O zi este detoxifiere, sunt sigură că o faceți și o selectați ziua respectivă, dar să știți că 6 din 7 zile din săptămână aveți antrenamente și cum sunt ele aranjate, așa încât să vă fie în beneficiu constituției corporale. Deci, dacă aici avem pară, atunci în timp de o săptămână veți avea 3 antrenamente pentru fese și coapse. De ce? Pentru ca să punem accent mai mult pe zona feselor și coapselor, acolo unde avem mai mult țesut adipos. Un antrenament va fi pentru abdomen, dacă un antrenament sau două de fapt, și unul combinat pentru toate grupele de mușchi. Și este foarte important să le faceți consecutiv. Atunci când faceți doar un antrenament în săptămână și vă nimerește antrenamentul pentru abdomen, care este doar unul în săptămână, păi atunci, bine, lucrați partea de jos, doar abdomenul, dar nu lucrați fesele și coapsele îndeajuns ca să stimulați circuitul sanguin, limfatic și mușchii pe partea cu pricina, ca să ajutați cumva mai repede să topiți grăsimea de pe fese și coapse. Iată cum ați înțeles, deci precis de ce ați înțeles, de ce este nevoie zilnic să intrați în cabinet, nu doar ca să vă generați meniurile și să gătiți, dar și să faceți antrenamente. Să știți că noi, de fapt Aliona, se uită cu lupa la
toate, deci abonatele noastre și abonații noștri și noi chiar numărăm câte antrenamente voi faceți. De aceea, acum cred ați înțeles că 6 antrenamente din 7, acesta este scopul maxim. Maxim, dar minim, deci ar fi de 3 ori pe săptămână, vă străduiți să nu vă coborâți mai jos de 3 ori pe săptămână. Deci 2 deja practic este insuficient, deoarece antrenamentele noastre sunt câte 35-40 de minute. Deci doar reușim să activăm, cum a spus Aliona, limfa și sângele și deja antrenamentul se termină. La sală noi dădeam câte 60 de minute, acasă este un program mai lejer, dar este important să activăm, deci, circulația zilnic. De aceea, dacă totuși faceți rare ori și aveți deja o rezistență fizică bună, atunci faceți câte 2 antrenamente, din cauza că avem diverse și yoga și pilates în antrenamente diverse, da? În afară de acele generate în cabinetele personale. Bun, dar care este alt tip de siluetă, Aliona? Haideți să vedem alt tip de siluetă. Echipa tehnică, următorul slide. Dreptunghi. Așa, dreptunghi. Ce ar însemna? Iată, dacă ne uităm la centimetri, talia 101, mijlocul 102, burtica 102, vedeți că cam sunt ele toate la fel, da? Umerii 103, aici așa se vede la mine cam departe, da, și fiesele 98. Fiesele 98, adică partea de sus cam este la fel, constantă, și vedeți că partea de sus este triunghi vizual, se vede că centimetri practic dreptunghi. Dreptunghi. Iată, uitați-vă, umerii 103, deci mijlocul 102, talia 101, fiesele practic 198. Deci din start este clar că avem un dreptunghi a siluetei noastre și putem să observăm cu ochiul liber. În acest caz, ce antrenamente vor fi generate? În acest caz sunt antrenamente pentru trenul de sus, adică pentru partea superioară a trunchiului, abdomen, talie, spate, la fel ca și în cazul dacă suntem oval. Iată, în cazul ăstor două tipuri de siluete, antrenamentele practic sunt după formula aceleași, pentru că se necesită antrenamente mai mult pentru partea de sus, dar nu ignorăm și fesele și coapsele. De aceea, dacă vă doriți rezultat, nu selectăm doar zilele unde avem antrenament pentru abdomen toate trei și nu mai facem niciun antrenament, dar faceți și antrenament pentru fese și coapse, pentru că este foarte important să stimulăm toate grupele musculare și să tonifiem, de fapt. Dar punem accent în cazul dat pe burtică, partea de sus a corpului. Deci cam greluți din experiența noastră de mai bine de 20 de ani, deci cam greluți se dau antrenamentele pentru abdomen, deoarece că mușchii abdominali practic nu sunt încadrați în procesul mersului, dacă sunt încadrați. Și mai ales, dacă Galina îmi dai voie să intervin, mai ales că suntem femei și naștem copii și mușchii zonei abdominale deseori din cauza sarcinii. Dar asta e, trebuie să aducem pe lume copilași, mușchii noștri un pic se întind în timpul sarcinii, mai sunt situații că mai sunt nașteri cu cezariene și aici evident că avem un pic mai mult de stimulat zona abdominală, de lucrat pe porțiunea abdominală. Motivație maximă ca să facem antrenament. Cu siguranță aveți întrebări, scrieți în comentarii, scrieți în grupurile de ghidare, deci întrebările, da, și fiți insistenți. Dacă nu primiți răspuns, fiți insistenți din cauza că aveți ambasador care va transmite deci întrebarea voastră către Aliona, departamentul fitness din Centrul Online de Nutriție și Sport, și cu siguranță veți primi răspuns la oricare întrebare aveți. Încă o rugăminte, Galina, la fete, încă o rugăminte să verifice încă o dată în testarea nutrițională dacă au fost indicați parametrii corpului corect. Deseori am întrebări de la fete, la mine vin antrenamente. Eu sunt cu zona problematică pe fese și coapse, dar îmi vin antrenamente pentru abdomen mai multe decât pentru fese și coapse.
verificați testarea nutrițională sau apelați la ambasadorul vostru să vă ajute să corectați parametrii corpului așa încât să fie corect, ca să ne vină antrenamentele corect constituției corporale. Superb și silueta mult dorită de toate femeile, de fapt și ovalul e bun și triunghiul e bun, dar așa este, clepsidra este cea mai promovată silueta. Ce ar însemna clepsidra? Clepsidra, iată, mergem la centimetri sus. Începem de sus, de la umeri, 92, luăm umerii și luăm fesele, 95, talia, 68, mijlocul 72. Vedeți că fesele și umerii sunt 90 și practic la fel, dar talia este mai mică, mai îngustă. Chiar dacă avem kilograme mai multe în plus, în cazul doamnei de aici, nu cred că are multe kilograme, aici kilogramele nu sunt, pentru că talia mijlocul 72, clar că aici văd vreo 60 de kilograme. Dar atunci când suntem bine, umerii constant 100 și fesele 100 și talia 70, tot este clepsidră, chiar dacă avem 100 de kilograme, doar că trebuie tot acest volum de grăsime să-l slăbim și o să vedeți când, chiar dacă sunteți cu multe kilograme slăbind, o să vedeți că se accentuează talia și nici am avut situații în sală când doamna îmi spunea că din tinerețe eu nu știam că sunt clepsidră și când a slăbit, pentru că mereu avea kilograme în plus, și când a slăbit și eu îi ziceam că sunteți clepsidră, nu, că eu am 100 de kilograme, că nu știu ce. Când a slăbit și a slăbit 30 ceva de kilograme, atunci a înțeles doamna că de fapt se poate de subțiat talia mai mult decât era. Și asta cumva... Alena, hai să întrebăm la toată lumea care ne privește în această clipă. Scrieți în comentarii că dacă tot vedeți că sunt clepsidre, sunt ovale, sunt dreptunghi, sunt deci triunghi inversat, scrieți cum considerați voi, ce tip de siluetă sunteți. Și acum precis, dar 100% este întrebarea la toate persoanele care se consideră oval. Dar eu talie am să mai am vreodată în viața asta, cu siguranță, dacă n-ați văzut, nu țineți minte că în adolescență ați avut, chiar dacă ați fost așa mai pătrățică, dar după ce ați avut o naștere, două, trei, ați uitat, dar garantat. Deci garantat, clepsidră n-o să fiți din cauza că umerii și fesele n-aveți cum să le modificați, dar de la abdomen este posibil deci luat toată grăsimea cu răbdare, cu antrenamente zilnice și talia se va relefa. Deci veți avea un carcas muscular frumos, fesele pot fi crescute și aici vă recomand cu toată încrederea la un moment dat chiar să aveți și antrenamente private, deci Alena vă dă consultații, aveți în cabinetele personale, deci servicii suplimentare. Alena poate să vă consulte, de fapt nici nu aveți nevoie de acele antrenamente, că le aveți pe toate în cabinet și la diverse, dar o consultație privată ca să vă dea această direcție, puteți să accesați deci, serviciile suplimentare. Deci, care este formula la clepsidră, Alena? Formula la clepsidră de antrenamente, avem antrenamentele egal în cabinet. Deci, cât fese, atât și coapse și general. Practic, le avem pe toate trei și nu trebuie să le ignorăm, pentru că lucrăm egal toate părțile corpului, dacă în cazul măr sau pară, lucrăm mai mult partea de jos sau partea de sus, în cazul clepsidrei le lucrăm pe toate egal. Alena, deci mulțumim mult, dar încă o întrebare care de fiecare dată merge către tine, este caracteristică metodologiei noastre și de fapt bazelor fiziologice a mișcării. Oare este nevoie să ne grăbim în executarea exercițiilor și cât este de important totuși să fim atenți la procesul de respirație și pulsul care îl acumulăm în timpul efectuării exercițiilor? Foarte bună întrebare și foarte des o primesc și de la abonații centrului. Și am așa adeseori solicitări care și-ar dori antrenamente mai dinamice. Eu sunt și pentru antrenamentele mai dinamice, dar nu în cazul când
nu știm reacția sistemului cardiovascular. Este foarte important să măsurăm pulsul, de aceea și metodologia se bazează pe puls și pe o structură a antrenamentului în beneficiul sistemului cardiovascular, ca să monitorizați pulsul și asta ne dă cumva tempoul potrivit al fiecăruia individual. Atunci când mai ales începeți antrenamentele sau nu ați făcut niciodată sport, este foarte important să vă măsurați acele trei pulsuri sau două pulsuri care le aveți în cabinetele personale, ca să înțelegeți dacă aveți respirația corectă, dacă efectuați exercițiile corect. Nu vă bazați pe repeziciune, să faceți repede și cât mai mult. Este foarte important să faceți corect, tehnica să fie corectă, respirația corectă, pentru că în fiecare antrenament este foarte bine explicat când inspirăm, când expirăm. Dar vă mai zic încă o dată, inspirăm în poziție inițială când nu facem nimic și expirăm când suntem în evoluția exercițiului sau când simțiți contracția. La orice exercițiu, atunci expirăm. Și cu cât respirația va fi mai corectă, indiferent că tensiunea arterială este mai joasă, dacă mai ziceți că la mine tensiunea e joasă, pulsul nu se ridică, ca să ajung la proces oxidativ, nu contează că tensiunea este joasă, oricum slăbiți, oricum aveți proces oxidativ, este important să respirăm corect ca să avem schimbul de substanțe, că atunci când inspirăm oxigen, expirăm CO2 și este foarte importantă tehnica executării exercițiilor. Cu cât mai lent o să începeți să faceți exercițiile și corect, cu atât în timp veți evolua, veți face și cu un tempo mai dinamic așa cum vă doriți, că o să fiți deja mai cu rezistență și evident și pulsul încet încet, odată cu respirația, odată cu corectitudinea efectuării exercițiilor, o să vedeți că și pulsul se ajunge la un nivel optim care ar fi indicat în tensiunea pe care o aveți. Da. Da. Că și la fel pulsul îl aveți în testarea nutrițională, îl faceți. Mulțumim frumos, Aliona, deci pentru o informație atât de clar explicată, deci cu siguranță cei care ne ascultă în această clipă s-au regăsit în una din tipurile de siluetă și deja au conștientizat că e nevoie să facem antrenamentele anume după formulele indicate în cabinetele personale. Recunoscători! Mulțumim! Vinetele noastre sunt gata. Așa, deci practic doar încă câteva clipe și putem să le aranjăm în farfurie. Este deja. Ia uitați-vă ce frumusețe, foarte și foarte frumos și cu siguranță gustos. Luăm una ca să o aranjăm. Brânză prea multă este, haideți să o punem, hop! Și am aranjat-o. Ia uitați-vă ce se întâmplă aici. Extraordinar! Opa! Este! Așa, mai punem încă o vânătă. Haideți împreună. Vouă v-a reușit? La fel ca și mie. S-a topit brânza. Este. O punem. Superb! Superb! Uitați-vă ce frumusețe a ieșit aici! O dimineață de sâmbătă mai frumoasă nici nu mi-am putut imagina. Cred că noi toți suntem încântați, deci cu bună dispoziție și energie pentru weekend.
Datorită acestei rețete minunate, sănătoase, pe care am preparat-o împreună, melodia care am cântat-o cu Aura, care este pur și simplu, deci extraordinară, m-am simțit bine, la fel și voi am simțit astăzi, deci acea energie care a străbătut casele a miilor de oameni. Și desigur, informațiile de preț care le-am primit de la Aliona Trifan Fitness, directorul centrului online. Dragii mei, vă doresc o sâmbătă frumoasă și noi credem în fiecare dintre voi și împreună ne reușește să facem lumea mai sănătoasă, mai frumoasă. Mergem în cea de-a doua săptămână a maratonului, deci cu denumirea Eu sunt o femeie sănătoasă, și în cea de-a șasea săptămână a proiectului Galina Tomaș îți cumpără kilogramele. Succes! Thank you.